și-a revenit la Trop Online. Păi bună seara, mă! Da! Bună seara, mă, că de-acum e seara. Ai văzut, da? Așadar, dragilor, din nou la treabă, în echipă aproape completă, Adi prezent, toate lucrurile vor merge în cât se poate de bine, în prezența lui ne asigură că lucrurile merg bine. Adi, am simțit lipsa. Două zile mai... Nu a fost greu, trebuia cineva să zică am revenit la Prof Online, nu știu ce, am făcut o minună pe asta, dar tot faci într-un mod deosebit, să zic așa. Mod special. Și haideți să punem la treabă. Știți, m-am gândit, după lecția de ieri, mi-am spus următorul lucru. Se întâmplă ca uneori și profesorul să aibă o stare de suflet mai aparte, poate niște probleme care, mă rog, îl preocupă. Chiar ieri am avut o problemă deosebită, în sensul că duminică seara am văzut cu cei din America și nepoțica a căzut și și-a rupt clavicula, s-a fisurat clavicula și, mă rog, am fost dat complet peste cap. Și băieții au rugat și răcis un pic și așa că nu mi-a revenit toată ziua ieri. Așa se explică starea aceea de suflet. Atunci, am stat și am reflectat. Dacă profesorul poate să fie într-o astfel de stare, dar ei copiii care sunt frământați de tot felul de năzbâtii, de tot felul de lucruri, ei, la clasă, de atâtea ori se întâmplă ca să stea în bancă, pasiv. Cum să spun, pasiv, fără nicio treabă, mai ales nu-i treaba lui ce face profesorul acolo. El știe că mă zgărește ceva pe căiețel și cu asta, cu asta, se duce acasă și trebuie să facă tema. Nu poate să-și facă tema și atunci mama sau tata le ia sub braț și fuge cu el la un meditator. Da? Și acolo nu se rezolvă nimic, decât doar tema se face și cu asta îi dictează și cu asta s-a terminat. Ei, ceea ce propun eu și fac eu, cu un risc extraordinar, acela de a se filma, în naturalețea ei lecția, dacă acest lucru se va putea înțelege vreodată, ca și la clasă să se întâmple asta, vă dați seama că responsabilitatea este maximă și pentru profesor și pentru elev, iar toată perioada asta, când el mai intră în pauză, hai să zic așa, va avea șansa să aibă lecția deja în filmul lecției respective, sau frântura în care nu s-a înțeles lecția. Da? Vine acasă și insistă și vede explicații, vede strădarea profesorului și mai departe. Deci, de aceea, mă rog, cu ce am mai stat de vorbă, sunt într-o poziție deosebită, în sensul că propun, de fapt, o revoluție în tehnologia didactică. Viitorul este a videomanualului, pentru că el acasă, atunci când are, cum să spun, obligația să-și facă tema, și o va putea face în mod sigur și va avea, cum să spun, șansa ca să-și rea lecția de la clasă, acum fiind interesat să-și facă tema. Da? Deci presiunea este maximă pe el. Nu mai rămâne părintele cu obligația aceea că ai matematica, ai algebra, ai geometrie, ce fel ne facem. Din păcate, asta este realitatea. Foarte mulți părinți, uite, tu mi-ai luat venind tot timpul la lecție, este ca și cum ai transmite un semnal din partea tuturor părinților, că foarte mulți sunt ca tine în situația asta. Și nu e corect să se întâmple. Ar trebui ca toată obligația să fie numai pe ei. Păi da. Și ei să aibă șansa să se descurce, fără ca în spate să stea mama cu atâta grijă și la cu tata și nu știu ce. Grija voastră trebuie să fie una singură, aceea, de a le asigura cele necesare, ca ei să nu aibă, să spunem, presiunea ce ne facem, că nu am mai, nu am mai. Sigur, e un caz fericit a celor care au părinți care sunt atât de interesați. Ce ne facem cu cei care sunt imenși, mulți, foarte mulți și fără parte materială, adică n-au nici mânca de foarte multe ori, cum îl aștept pe acela să aibă randament? Ce să facă copilul acela? Dramatic. Dar haideți să ne apucăm de lecție, că am intrat în lecție în felul ăsta.
Pentru că lecția de ieri am bâlbâit-o, hai să spunem, pe cea dreaptă, în sensul că nu eram în stare să pătrundem în problema. Și atunci am reflectat și am zis așa. De fapt, la procente, tema pentru acasă, zicem așa, tema pentru acasă, clasa a șasea, clasa a șasea, deci, pentru acest capitol procente, am hotărât să punem bine la punct partea teoretică. Că degeaba mai avem de probleme. Ați văzut ce se întâmplă câte vreme nu stăpânim noi foarte bine partea teoretică. Nu avem șanse să interpretăm bine problemele. Da? De fapt, e vorba de o relație care spune așa. Am să notez cu un număr dat. Cu P la 100, procentul. Și cu el, rezultatul. Rezultatul. Așa. Relația care lucrează este următoarea. Numărul nedat P la 100 din el egal cu R. Asta e relația pe care o avem totdeauna. Deci, P la 100 dintr-un număr egal cu R. Așa înțelegem. P la 100 dintr-un număr egal cu R. Sunt câte necunoscute? 3. 1, meu, P la 100 și R. Rezultatul. În orice problemă, două din ele sunt cunoscute, a treia trebuie să o aflăm. Asta e toată povestea. Nimic deosebit. Și cazul. 1. Cazul 1. Se dă N și P la 100. Deci, se dă N și P la 100. Aflați pe el. Asta ar fi una din probleme. Exemplu. Cât reprezintă 10% din 50? Cât reprezintă 10% din 50? 50 ori 10 supra 100, simplificăm... Deci, asta, practic, acum ne uităm aici, Adi. Deci, 50 ori 10% egal cu și umblă după R. Da. Deci, R va fi egal cu 50. Rezultatul, da? Da, cât 50. 50 ori... ori 10 supra 100. Așa. Și egal cu 50. Egal cu ce? 50 ori 1 pe 10, nu? Da. Simplificăm și face 5. Deci, 10% din 50 înseamnă 5. Dacă spune că prețul unui obiect costa 50, da? 50 de lei, și s-a aplicat o creștere cu 10% a prețului, înseamnă că la cei 50 care erau inițial, i-a mai pus cât? Dacă i-am aplicat o creștere cu 10%. 10%. Cât i-am mai pus? Miruna? Deci, prețul unui obiect costa 50 de lei, da? Da. 50 de lei. A crescut prețul cu 10%. Cu 10% a crescut prețul. Cât este în clipa de față nouă preț? Păi, 50 plus 5. 50 plus 5, mă! Păi, mă, ia de mă! Fostul 50, și plus 5, da? Da. Deci, dacă am aflat creșterea, am aflat cu cât a crescut. Dacă zice scăderea? Dacă spune s-a micșorat prețul cu 5, 50 minus 5. Ca să nu mai amestecăm lucrurile, că e atât de clar.
că lor le-a făcut domnul profesor X minus. Da, am înțeles. Și de aceea erau. Da, da, da. Dar acum clarificăm lucrurile ca să fie pentru toată lumea și pentru noi. Da? Da. V-am mai spus povestea aceea, da? Așadar, deci, în clipa în care ți se dă numărul, cum a fost la noi 50-ul, și procentul, și trebuie să afli rezultatul, adică să afli cât la sută reprezintă din numărul respectiv, să afli rezultatul, se mulțește numărul cu 10% ca să vezi cât reprezintă 10% din numărul respectiv și acum vezi dacă spune crește cu atât, adaugi valoarea aceea la numărul respectiv, dacă spune că scade, ce facem? Scădem. Da? Deci e foarte simplu, nu avem nimic deosebit. Dacă această relație ați înțeles, o țineți minte, atunci cazurile sunt acestea. Să dă N-ul, cum am dat noi pe în exemplu ăsta, N-ul cât a fost dat aici? Hai să luăm un exemplu ăsta. N-ul a fost dat 50 și P-ul la 100 a fost dat 10%, da? Și ăsta a fost exemplu. L-am dat pe N și pe P la 100. Și atunci la trebuie să avem pe R. Și în legătură cu asta facem diverse. Crește cu atâta, scade cu atâta. Da? Deci e o joacă foarte simplă. Acum. Cazul 2. Cazul 2. Așa. Cazul 2. Cunoaștem procentul. Cazul 2. Cunoaștem pe R. Și pe R. Și pe P. Și pe procent. Da? Pe procentul. Deci se dă R egal și P egal. Deci se dă R și P. R, să zicem că este egal cu 10, iar P este 20%. Cine este N? Cine este numărul căruia se aplicăm 20% ca să obțin rezultatul 10? Cum facem? 10 egal cu 10 împărțit la 20%. Da, dar ne ducem pur și simplu în relație. Adică ne ducem aici și în loc de ne punem cât? Nu știi. Deci nu rămâne. Deci N ori pe la 100, adică ori 20 pe 100, egal cu R, care am zis, atunci că este 10, da? Așa. Și de aici? N este egal cu 10 împărțit la 20%. 10 împărțit la 20 pe 100. Da. 10 împărțit la 20 pe 100, care e egal mai departe cu 10, înmulțit cu cine? Că mulțim cu a doua răsturată. Dar până una alta, hai să mai simplificăm. Că nu-mi place deloc să stau așa. Nici nu. Da? Deci de aici trebuia să simplificăm. 2 cu 10 își face 1 și 5. Deci trebuia să zicem N ori, ca să fie mult mai ușor, N ori 1 pe 5 egal cu 10. Și tu spuneai că nu ar fi 10 împărțit la 1 pe 5. Da. Eu spun ca să nu mai pierdem timp. 10 ori 5 pe 1. 10 ori 5 pe 1 s-a pus și cum aș adus la aceeași numită urmă. 5 ori 10. Deci nu e egal cu 5 ori 10. Da. Da? Se, deci s-a dus la ceea ce se elimină numitorul. De-aia am făcut operații înainte cu fracții, cu nu știu ce. Da? Deci nu e egal cu 10 ori 5, 50. Și cu asta am clarificat, am rezolvat. Dar zic că dacă se dă N-ul, I-ul și P-ul, trebuie să fac N-ul. Tot timpul cu ochii să stați pe asta. N ori P egal cu R, două din ele sunt cunoscute. Pe a treia trebuie să o aflăm. Simplu. Cazul 3. Hai să vedem cazul 3. Cine să se dea, cine să fie dat de data asta? N-ul și R-ul. N-ul și R-ul. Sigur că da. N egal cu cine să zicem? N. Dă-mi tu la de un exemplu. 40. Și R egal cu? 2. Corect. Și atunci ne ducem și înlocuim pur și simplu. Da. N este, nu, punem 40 ori P da. Egal cu 2 și P este egal cu 2, nu, 40 împărțit la 2 e egal cu?
Pe egal cu 40 împărțit la 2. Nu, 40 împărțit la 2 împărțit la 40. Că e dreapta pe stânga. Adi, uite, Adi, hai să fii atent aici. 2 ori cât se face 6? 3. 3. Dar cum se găsește acest 3? 6 împărțit la 2. Păi de-aia vezi, mă, dreapta pe stânga, mă. Deci băgăm la cap, da? Nu mai greșim de-aia. Deci pe egal cu cât? 2 pe 40. Care înseamnă 1 pe 20. Da? Pe egal cu 1 pe... Poftiți, poftiți, rog, frumos. Da. Deci pe egal cu 1 pe 20. Tocmai am spus mai devreme de interesul mămicilor. Așa, mă bucur foarte tare, vă spun, am, chiar cu asta am început lecția. Mă bucur că am vorbit despre interesul părinților și la Prof Online părinții își însoțesc copiii, este spectaculos să fim împreună, să ne vedem exact. Deci, spuneam mai devreme, e 2 pe 20, 1 pe 20 pe 1, da? Deci, pe la 100, cât este, noi l-am aflat, pe acela, da? Da. Da. Cum vine acolo, dacă ar fi fost corect scris pe la 100, trebuia să spunem pe supra 100. Da. Ca să vedem exact cât este pe 1. Da. Da? Deci, Adi, în momentul în care avem așa, ca să ne fie foarte limpede, punem 40 ori pe supra 100, egal cu 2, da? Da, da. Așa. Și acum, hai să vedem exact. Revenim aici, ca să-l vedem, să înțelegem bine. Și 40 pe... Acum, un 10 se simplifică, da. De acord? Și vine... 4 pe supra 10. 4 pe, foarte bine, supra 10. Este egal cu 2, da? De unde rezolvă? Ba, da, poate altădată se simplifică. Printr-un 2, nu? Și ne dă 2 pe 5. 2 pe 5 ori pe egal cu 2. 2. Adică? 2 pe egal cu 10. 2 pe egal cu 10. De unde pe egal cu cât? Acum, 10 împărțit la 2. 10 împărțit la 2, nu? Cum ai spus mai devreme, da? 10 împărțit la 2 și face 5. Deci procentul este 5%, da? P-ul acela este egal cu 5%. Și cu asta am aflat exact ceea ce ne-am dorit. Repetăm. Deci relația de bază pe care trebuie să o aveți în minte este așa. Numărul ori procentul egal cu rezultatul, da? Și acum, doar două din ele sunt date în toate problemele care le vom avea. Doar două din ele. Și o aflăm pe a treia. Simplu, simplu. Toate problemele care ne lovim, cu care ne întâlnim, asta e situația de fiecare dată. Acum, m-am gândit la următoarea chestie, Miruna. Zice așa. Am un număr în prețul unui obiect, Miruna, vorbești tu, de aceea acum m-am adresat țin ca să vorbești tu. Deci, prețul unui obiect costă 50 de lei. I se face o reducere cu 10%, nu cu 10, cu 20%. Reducere cu 20%. Cât va costa prețul după această reducere? Păi o să avem că N este egal cu 50. Deci ne uităm la relații, nu, da. E egal cu 50. N e egal cu 50 pe 20%. Adi, continuă tu. Așa, și să aflăm că R. Aflăm pe R, vorbește. Păi 50 ori 20 la 100. Așa. Egal cu R. Se simplifică de la 20 cu 100, 0 ori. Da. Și încă o dată 0. Așa. Și rămâne 10. R egal cu 10, da? Da. Că e 5 ori 2, 10. R egal cu 10.
Cât va costa prețul în, după mărirea respectivă? O reducere, a zis. Am zis o reducere, da. Dacă o reducere, cât va costa prețul, obiectul respectiv, după reducerea asta cu 20%? Așteaptă. Cât va costa? Va fi 10. 50 plus 10, adică 60. Reducere. Am zis o reducere. 10 minus 20. 50. 50 plus un preț. Minus 10, că s-a redus. Da. Am aflat cu cât s-a redus, da? Da. Deci, din 50 minus 10, cât am găsit pe ele, egal cu 40 lei. Asta atât va costa după reducerea respectivă. Dar dacă aș fi spus, e o creștere cu 20%. 50 plus 10. Da? 50 plus 10. Deci noul preț ar fi fost 50 plus 10 egal cu 60 lei dacă ar fi fost o mărire cu 20%. Bine. Haideți să revenim la problema de ieri. Și să încercăm să o facem și la nivelul clasei a patra. Mi-ar place foarte tare. O citim din nou. Eu la seara am și visat-o. Eu astăzi am spus-o la toată lumea. Așa? Deci am visat-o pentru că chiar m-a frământat să vedem cum o facem ușor de înțeles. Că toată povestea. Profesorul are această mare, să spun, obligație ca o problemă, cât ar fi ea de dificilă, să o facă inteligibilă. Să o facă ușor de ajuns la copil. Asta e toată povestea. Da. Și până la urmă am înțeles-o și noi. Așa. O poveste. Cum îl cheamă? Adi, nu? Adi. Adi. Adi ne-ai fost. Și Adi-a noastră din problemă. Da, da. Și problemă tot Adi. Adi, pasionat de matematică. Da, o aveți acolo. Da? O știu. Alambicat așa. Da. Deci, Adi citește 3000 de pagine care se află în 3 volume. Deci, un roman în 3 volume. Numărul total de pagini, 3000. Ia, 3000. Ce bine, nu citesc atât. 3000, da. Mai bine. Deci nu-mi bag capul când ajung la numărul ăsta, da. Da. Deci, un roman în 3 volume și în total 3000 de pagini. 3000 de pagini. Și Adi spune așa, zice, aflați voi câte pagini are fiecare volum, dacă eu vă spun așa, dacă primului volum i s-ar face o reducere cu 75% din numărul paginilor, deci dacă primului volum i s-ar face o reducere cu 75% din numărul paginilor, iar celui de-al doilea cu 80% din numărul paginilor, iar celui de-al treilea i s-ar socoti o treime din numărul paginilor, dar nu spune mai... Ar fi doar. Da, așa. Dar cel de-al treilea... Da? Dar cel de-al treilea ar fi cel mult o treime, cam așa ceva e formularea. Doar o treime. Doar o treime din numărul total. Atunci, cele trei volume ar avea același număr de pagini. Câte pagini are fiecare volum? Da. Deci, el spune așa, aflați voi, noi se aflăm, câte pagini are fiecare volum, dacă eu vă dau următoarele informații. Primului faceți o reducere cu 75% din numărul paginilor totale ale lui. Celui de-al doilea cu 80% și celui de-al treilea să aibă cel doar o treime din numărul lor, atunci ar însemna că cele trei volume ar avea un număr egal de pagini. De
Ce înseamnă 75%? Adică 3.000 ori 75% înseamnă prin 25 dacă se multiplică 3 pe 3. Deci, dacă am face o reducere de 3 pătrimi, asta înseamnă că în clipa în care am, zi, am spune volumul l-am reprezentat prin niște segmente, câte pătrimi are el în totalitate? 4 pătrimi. Că zice 3 pătrimi se reduce. Da. Deci 1, 2, 3 și a patra pătrimi. Am făcut 5. 1, 2, 3, 4. Am luat-o, nu mi s-a părut egală. Deci, dacă volumul întâi lui s-ar reduce 3 pătrimi din el. 3 pătrimi se reduce, da? Atenție, 3 pătrimi. Ar rămâne o pătrime. Corect. Deci ar rămâne o pătrime. Foarte interesant. O pătrime din numărul total de pagini. Da? Dacă celui de-al doilea i s-ar face o reducere de cât am spune acolo? De 80%. Da. Cât înseamnă 80%? 80%? 80%? 4-5. Înseamnă că trebuie să împarte în câte acum? În câte să mă? În 5. Și luăm 4. Și luăm 4. Corect. Deci întregul se împarte în 5. Atenție că iau de tot atât de mari. Da? Aceeași unitate de măsură. 1, 2, 3, 4 și a 5-a. Și luăm câte din ele? 4 din ele. Să mă ajung la aceeași dimensiune. Da. Să fie același număr de pagini. Același număr de pagini. Așa, așa trebuie gândită problema la clasa a patra. Deci ce fac acum, o fac simultan și pentru clasa a patra. Iar cel de-al treilea volum, dacă s-ar renunța la două treimi, ar rămâne o treime. Înseamnă să fie egală cu asta treimea. Așadar, cel de-al treilea volum începem așa. Și încă două. Una, două. Ceea ce vedeți aici înseamnă numărul paginilor celor trei volume. Da? Da, 3.000. Volumul 1, volumul 2 și volumul 3. Despre volumul 1 s-a spus că scădem cu 3 pătrimi. Da? Scădem cu 3 pătrimi. Despre volumul 2 cu 4 cincimi. Iar despre volumul al treilea cu 2 treimi. Mai puțin, da? Și în felul ăsta ele acum sunt egale. Această interpretare este excepțională, că acum vizual reușim să ne apropiem de problemă. Și îmi spunem, cât înseamnă în cele trei? Câte segmente înseamnă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Și atunci 3.000 împărțim la 12 ca să aflăm un segment. Da? 3.000 împărțim la 12 și egal cu 250. Și atunci primul volum cât va avea? Primul volum va avea 1004 segmente. De 4 ori câte 250, cu un singur segment. 250 ori 4. Așa. 200, 250 ori 4 se face cât? Face 1000. Al doilea volum. Cât face? Atenție, câte bucăți avem? 5. Deci de 5, 250 ori 5, adică la 1000 mai punem încă 250. Adică nu mai stai pe gânduri. 1000. Că dacă e de 5 ori, înseamnă de 4 ori 1000, știam, și încă o dată 250. 1250. Și al treilea înseamnă de 3 ori câte? 250. 250 înseamnă 750 pagini. Terminat problema. Acum e clară, domnul profesor, aseară nu era clară și dacă o citim de acolo? Păi da! Nu e clară.
Da. Vreau să vă spun că îi se întâmplă și unui profesor, da? Îi se întâmplă și unui profesor. La prima citire, și dacă este și pe un, pe un moment de celălalt, vă spuneam, de stare de suflet, nu se poate concentra. Oricât efort, și vă dați seama, faceam eforturi maxime. Și eu, și domnul profesor. Da. Și noi. Dar am avut bucuria să... Nu m-am uitat deloc la film. Deci filmul este pus pe internet la ora asta. Deci așa cum a ieșit, crud, n-am făcut nicio mișcare acolo din el, pentru ca să putem spune un lucru. Și profesorii sunt oameni. Da? Și au și momente de rută, să spunem. Așa. Și atunci, de aceea, practica presupune să se pregătească lecția. Da? Eu însă mi-asum acest risc, citind problema la crudă, așa. Așa am făcut întotdeauna, nu vă ascund. Nu vă ascund când lucram pentru Olimpiadă cu elevii, chestiuni tare de tot. Dar îmi spuneam așa, dacă eu nu îi fi în stare să o fac, păi cum să le cer copiilor? Mi se pare o chestie de decență. Ei nu mă mai socoteau pe mine profesor. Eram cu colaborator al lor. Și spunea, bă, cine o face primul? Hai, să vedem cine o face. Vine unul pe idei. Da, vine unul pe idei. Așa, și problema se rupă. Da, da, dar este extraordinar de frumos. Copiii atunci sunt păcăliți. Ei pur și simplu sunt nebuniți să vină cu soluții, să creeze, să participă. Da, exact. Asta atmosfera era un spectacol. Dacă aș fi avut șansa, clasa aceea a lui fiică mea și cu al lui Ginevra, să fi avut șansa să fi filmat lecțiile de acolo, ar fi fost de o bogăție imensă. Și la băiat tot așa lecții făceam de frumoase. Eu am avut bucuria să-mi iau copiii la clasă. Puțin sunt profesori care acceptă chestia asta ca propriul lor copil să fie în clasă. Nu acceptă pentru că se poate interpreta, chiar vorbeam acum când am fost în state cu Adi și spuneam și cu Aura și îi spuneam, voi totuși cum? Ei, nu spuneam problema ca noi să fim favorizați. Să treacă cuiva prin cap că eram favorizați. Erau olimpici. Păi da. Erau olimpici, dar dacă ar fi fost larg, nu-i mai luați, poate. Da, ar fi fost foarte greu. Cineva ar fi zis că le dați 10 pentru că sunt încătată. Ar fi fost, cred că greu. Nu-mi dau seama ce, cum ar fi fost, dar a fost destul de dificil. Deci dacă copilul este vârf, e ușor. Este simplu. Da. Dar nu acasă, acum vă mărturisesc, un martor mese, Bunul Dumnezeu, n-am stat un minut vreodată să le arăt o problemă acasă. Numai la clasă. A fost fericit, domnule. Deci niciodată. Niciodată. Doar atât mi-am amintesc cu plăcere că mă prindeau seara când veneam. Mă nebuneau oamenii cu meditații, trebuie să vă spun asta. Eram supra-solicitat. Și cum mă vedeți că alerg la albine, așa veneam seara la 10 de la meditație, așa mă țineam de pereți, de obosit. Și ei mă întrebau, zice, te mai le-ai făcut un pic? Hai că am găsit o problemă, așa de tare, nu o poți face. Din capul rog, te-am că nu o poți face. Sigur că mă furia treaba asta. Mă furia teribil. Și încercam să o fac. Mă furia tare de tot. Și nu totdeauna reușeam. Da, la probleme foarte tare. Aici ar trebui, cred că, să ajungem ei de drag. Vedeți, vin de drag la dumneavoastră să ceartă cu părinții ca să-i lase. Nu, Miruna? De el ar veni fiecare zi. În fiecare zi. Deci eu de drag. Miruna mea la fel. Miruna mea sună și pe copiii din clasă. Da, părinți, haideți să-i lăsați. Da. Uitați, acum suntem în direct. Cei care au semnale că se face transmisiune în direct, stau acasă și pot face tema. Deci acum am reușit să mai fac un pas. Sper să ajung ca cineva să aibă atâta, cum să spun, forță și să spună, există Prof Online. Pur și simplu, știți ce s-ar întâmpla? S-ar acorda șanse egale tuturor copiilor. Cei care au acces la internet. Ar fi spectaculos. De ce să nu aibă șanse? Și ăla din, nu știu, din ce colț de țară, și ăla altul nu știu ce.
toți vorbitorii de limbă română pot profita de acest lucru. Da, să sper că cineva să va găsi. Să știți că ușor, ușor, simt așa cum crește numărul de la o zi la alta, 7-8.000 de accesări sunt acum pe zi, așa s-au ajuns, și se pare că de la o zi la alta lucrurile vor merge în direcția aceea care o simt eu. Da, domnul profesor, părinții sunt depășiți, ei nu pot și atunci sigur că dăm soluții. Unde? Pe internet. Da, și de-aia vă găsesc. Da. Vă găsesc. Noi profităm că suntem de aici, din Bacău, da. Sigur, da, dar cei care sunt de oriunde, din America, din, de oriunde, exact. Vorbitori de limbă română pot da peste mine și pot vedea lecția. Așadar, cât de frumoasă este problema acum, cât de plăcut este ochiului, când am înțeles-o și o putem face chiar la nivelul clasei a 4-a. Așa se poate face. Da, da, și la nivelul clasei a 6-a. Și la nivelul clasei a 6-a, poate mai bine. Dar, dar ușor, bine înțeleasă, ușor de explicat, ușor de... Da? Deci asta vreau să vă spun. Astăzi, lucrând la Albine, m-am tot gândit, mai totuși eu trebuie să găsesc o formă de exprimare cât copiii aceștia să spună, oh, ce bine, dar chiar interesantă, ușor de înțeles. Dacă o citim aici, hai să o citim ca să fie pentru toată lumea. Da, deci e greu. Deci nu e de înțelesul copiilor. La pagina 16, Adi citește un roman scris în 3 volume, care are, care au în total 3.000 de pagini. Fiind pasionat de matematică, așa cum ești tu, Adi, fiind pasionat de matematică, Adi observă că dacă numărul paginilor primului volum ar fi mai mic cu 75%, virgulă, numărul paginilor celui de-al doilea ar fi mai mic cu 80%, iar cel de-al treilea ar conține doar o treime din pagini, atunci cele 3 volume ar fi egale, zice. Ar fi un număr egal de pagini în fiecare volum. Ar fi un este exprimarea un pic mai parcă ușoară acum, hai să spunem. Noi am căzut în capcana următorului lucru la seară. Că încercam 70% și 80% să raportăm la 3.000. Și asta ne scotea din mână, ci 75% la propriul său volum, dacă l-am mișorat cu atâta, da? Păi ăsta la tot dacă l-am mișorat cu 80% la volumul respectiv, atunci ar rămâne acestea cu același număr de pagini. Da, oricum că ne-am înțeles la volumul 3 astea, că ne gândim. Da, situație. Așa, dar, dragilor, mi-a folosit discuția de aseară, pentru că am avut acum șansa, revenind la problemă, așa se întâmpla, uneori câte o problemă nu se întâmpla, cum să spun, să o fac de la prima citire. Dacă eu îmi permiteam să mă duc totdeauna cu problema crudă, sigur că aveam și momentele acestea. Și atunci spuneam, băi copii, asta e situația. Nici tu, nici tu, nici eu. N-am putut să o facem, n-am putut. Nu ne dă bătuți. Corect. Asta e esențial. Deci din clipa aceea, problema ne aparținea. Și lucram a două zi, două, trei, șapte, nouă, săptămână, o lună. Până ne vedeam o idee. Până când reușeam să o facem. Așa trebuie văzut. Iată, o să vedeți acolo, v-am spus și chestia asta, apropo de băiețelul acela Vlăduț, care m-a descoperit când era în clasa 7-a și a făcut după mine toată materia. Le găsiți să-l cunoaște pe Vlăduț, parcă pe la lecția 62. Da. Așa. El acum e în clasa 11-a, l-am văzut la filme, există și el Evo online, face și el în paralel cu mine. Da, e fantastic copilul. Da. Și era în clasa 7-a și făcea materia de liceu. Toată materia de liceu, da. Da. Era după 2009. Și acum, mă sună într-un an de zile, cred că anul trecut, mă sună și spune, domn profesor, am o inegalitate, mă chinui cu ea, zice, de vreo lună de zile. Haideți să vă dau și dumneavoastră. Mi-a dat-o. Băi, e dificil, zic. Din scormonind în mintea mea, dacă am mai găsit modelul ăsta, nu l-am găsit. E o inegalitate dificilă. Deci, să vedem, zice, ce se întâmplă. Am găsit-o în gazeta, nu știu care, mi-a spus el așa, păi nu mai am timp să mă uit la gazete, nu știu ce unde găsit-o. Oricum e dificilă, clar. Mă sună după aceea, cred că la vreo 2 luni de zile,
spun, domn profesor, a fost publicată în gazetă, dar a fost greșit dată. Și de aceea zice atâta... Dar el a insistat luni de zile la ea. Păi, da. Deci vedeți, sigur, asta e cheia succesului. Așa trebuie înțeles. Corect. 45, domnul. Da, ne ducem la 45. Ați vă amintiți la... Când ați plecat aseară, am rămas cu Andreea până la 9:30. Pentru tema ei, cât eram de stresat. Dar eu vă cred, domnul profesor, și? Dar eu astăzi cu fetele mele vorbeam și le explicam problema și le spuneam cum să gata și cum am făcut. Și cum a filmat? Da, m-am filmat și e pus tot, o să vedeți. Da. Eu cu domnul profesor bădeam cap. Da. 45, da? Haideți tot la prima citire suntem. 45, da. Un elev a cheltuit un sfert din suma pe care o avea și apoi 50% din rest. Deci un elev a cheltuit un sfert din suma pe care o avea. Nu știm suma. Notăm cu X. X? X. Suma. Pe care o avea. Cheltuie, un elev a cheltuit un sfert din suma pe care o avea. Deci, o pătrime, nu? Asta cheltuie. O pătrime din sumă. Și apoi 50% din rest. 50% din cât e restul Adi? Dacă o pătrim, o cheltuim. Cât e-o mai rămas? 7,5. Nu, fii aici. Deci, suma aceea erau 4 pătrimi. Da. Și dacă o pătrim, o cheltuim, cât e-o mai rămas? Cât e pătrim? 3 pătrimi, mă. Da. Dacă ai 4 pătrimi, nu? Hai să vedem. Ai 4 din 4 și e una. Da. Deci între suma e, hai să o reprezint cu 4 segmente, da? Și o pătrime e cheltuită. Cât ce-o mai rămas? 3 pătrimi. Asta e restul. Foarte simplu. Deci, eu mai rămas 3 pătrimi din sumă, da? Și acum cheltuie 50% din suma asta. Și rămâne ceva parte, nu? Da, 50% din rest, din 3 pătrimi, da? 3 pătrimi ies, nu ies X, da? 3 pătrimi X. Din 3. Din X. Deci de aceea mulțim pe 3 pe 4 cu X, ca să vedem cât înseamnă 3 pătrimi. Așa. I-au rămas 7,5 lei. Așa. I-au rămas 7,5 lei. Deci, facem 50% din ăsta, da? Facem 50% din 3 pătrimi. Cum facem 50% dintr-o chestie? Din 3 pe 4 ori... Nu, ăsta tot nu e, e nu nostru în problemă. Care e problema? N ori pe la sută. Pe la sută e cu R. Cine e N? Cine e N în cazul 3 pe 4. 3 pe 4 X. 3 pe 4 X e N. Pe la sută știm? Da, e 50%. Da. 50%. Și acum aflăm... Adică 3 pe 4 X și R știm e 7,5. Și R știm e 7,5. Da. Deci i-au rămas 7,5, da? Da. Dar R-ul. Deci ce spunem acum? Deci 50 pe 100 sau 3 pe 4, hai să spun că așa cum știți voi, 3 pe 4 ori X 3 pe 4 X ori 50 pe 100 egal cu dar nu că e că 7,5. Dar e bine 7,5. Nu, 75 pe 10. Da. Dar ăsta să fie restul. Nu, 75 pe 10 simplifică. Nu, 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 nu. Ăsta să fie restul care rămâne. Păi da. S-ar prodi să fie așa, că e 50% l-o dat în două. Dar dacă spuneam numai 20%, ne-am aflat cât reprezintă din el 20%. Și ca să vedem restul, ar trebui să fi scăzut din ăsta pe cât a cheltuit 20% ăla și ăla era restul. Atenție! A, dacă era 20.
Deci dacă era 20%... Și acum am făcut, domnul profesor, 50%. Da, tot mai. În baza faptului că acest 3 cu 3 e dat în două, da, 50% e dat în două, cât a cheltuit el, a rămas în partea asta. Corect. Dar dacă ar fi spus că a cheltuit din restul ăsta, 20%, să spunem, 20%, da, 20%, dar a fost mai puțin, cam așa ar fi fost, da? Da. Și restul trebuia să-l găsim. 20% ar fi fost atât. Așa. Și noi aflam 20% în condițiile acelea. Și ca să găsim restul, trebuia să scădem din ăsta tot restul acela. Corect. Dar acum, fiindcă s-a dat în două, că e 50%, înseamnă că ceea ce calculăm, ce calculăm noi pe râgă la, este chiar restul. S-a întâmplat că e jumătate. S-a întâmplat să fie jumătate. S-a întâmplat să fie jumătate. Adici cu Miruna. Atenție. Cum facem? Dacă am 40 de lei și spunem 40 de lei și vreau să fac 10% din 40 de lei. Păi facem 40. Facem 40 ori 10 pe 100. Și dau cu... Simplificăm toate 0 ori. Facem 4. Da. 4 lei. Și dacă vreau să văd s-a ieftinit, să zicem, cu 40 minus 4. Deci ca să aflu restul, trebuie să scad din tot numărul acesta, cum ar numai 40, valoarea asta. Păi 4. Vedeți? Dar dacă aș fi spus 40% ori 50 pe 100. Cât vine 40 minus 4, egal cu cât 40 minus 4, face 36, da? Da. Iar când fac 40% ori 50 pe 100, simplificăm zerourile. Așa își facă 20. 20. 20. Și acum dacă vreau să văd cât a mai rămas, din 40 tot 20. Că e jumătate. E jumătate, da. Pe când, în momentul care am 10%, 4 lei. Reprezenta. Da? Și restul, ca să aflu restul, trebuia să scadă din 40 pe 4 acela și să văd restul care a mai rămas. Așa noi când facem aici 50% din ăsta, da, 50% din ăsta, se întâmplă ca să fie 7,5, cred că e egal cu... Păi au mai rămas 7,5. Da? Da. Deci cât a mai rămas, atenție, insistă o dată, dragilor, fiindcă e 50%, atunci cât a mai rămas, este atât a mai rămas. Este exact cât a reprezentat, dar 50%. Așa s-a vorbit că e 50%. Dacă ar fi fost alt procent, ar fi rămas cât ar fi rămas? 36 trebuia să facem. Adică din 40, din ăsta, trebuia să scădem valoarea care o găseam râul acela și ăla era 7,5. Da? Deci nu, nu, acum nu ne permite să spunem 7,5. Din ce motiv? Din ce motiv ne permite să spunem 7,5? Pentru că e jumătatea, 50%. Deci de aceea am permis să spunem egal cu 7,5. Dar dacă n-ar fi fost, atunci valoarea asta toată trebuia să din ăsta pe asta și acela era 7,5. Da? Deci din 3 pe 4x minus, din 3 pe 4x minus, cât reprezintă râul? Râul acesta, scădem. Da, minus râul. Deci ăsta e râul, da? Ăsta e râul. Da. Adică cât ar fi fost aici? 3x ori 5, 15, nu? 150, 5 plus 10, 1 pe 2, și vine cât? 3x supra 8. Da. 3x supra 8 ar fi fost egal cu, da? 3x supra 4 minus 3x supra 8 egal cu 3x supra 8. Că aduc la aceeași unitor, da? Deci, din 3x pe 4, adică din ăsta, scad cât am calculat aici, 3x pe 8, face 3x pe 8. De parcă am fi dat toată asta, 3x pe 4 în 2, 3x pe 8
Odată și încă o dată 3x pe 8. Și acum ăsta este 7,5. Sigur că s-a întâmplat să fie egal cu R-ul de aici. Da. Insist că asta este important. Autorul a fost, este păcăreala aici. Dacă nu suntem atenți și punem, și n-ar fi fost aici 50% și ar fi fost 20%, n-aveam voie să punem 7,5. Ci dar trebuie să calculăm. Trebuia să calculăm. Cât mi-o dat aici? Din ăsta scădem pe ăla și atunci la rezultatul, la restul acela, punem 7,5. Corect. Da? Da. V-am dat ca model aici. Da. 40 ori 10 pe 100 egal cu 4 lei. Și acum din 40, din ăsta de aici, i-am calculat 2%, scădem pe acest 4 și rămân 36. Corect. Și 36 este situația în care am avut 10 pe 100. Când iau 50 pe 20, e 20, că sunt împărțit în două. Și de aceea 7,5 mi permite să punem aici egal cu 7,5. Da. Mai insist o dată. Mai insist încă o dată pentru toată lumea, pentru că am sentimentul că încă nu e clar. Adi și cu Miruna. Să iau un alt exemplu. Asta mă gândeam și eu să vă. Să iau un alt exemplu ca să evit chestia asta. Jumătatea, nu? Da. Deci, el are X, da? Suma X. O pătrime în prima fază. O cheltuie. Da. Pe urmă, 10% din rest, din, ca în problemă. 10% din rest, da. Da. Din rest. Și au rămas? Așa. Și i-au rămas 7,5. Da, rămas 7,5 lei. În această situație, cum procedăm? Începe. Miruna, trebuie să vorbești. Deci dacă a cheltuit o pătrime din sumă... Da, cum face 1 pe 4. Din X. Din X. Da. Ori 10 pe 100. Nu te grăbi. Deci a cheltuit o pătrime din X. X ori 1 pe 4. Este cât o cheltuie, da? X ori 1 pe 4 și face X pe 4 o cheltuie. Da. O pătrime. Ca să aflăm câte au mai rămas, ce facem? X pe 4 ori 10 supra 100. Nu, ca să aflăm câte au rămas, că deocamdată am aflat cât o cheltuit. Care e lu? X pe 4. Nu, din cine scădem? Ca să știm. Din X. Nu, din X. Așa din X-ul de la început, scădem X pe 4. Deci din X, minus X pe 4, face 3 cât date? 3X pe 4. Aducem la aceeași numitor, îl amplificăm cu 4, că numitorul este 1. 3X pe 4. Face 4X minus X, vorbește așa, te rog. Face 4X minus X. Totul supra? Totul 4. Supra 4. Și este 3X supra 4. 3X pe 4. Eu am arătat mai devreme că prin segmente, am zis așa, dacă o pătrime o cheltuită, eu mă rămas 3 pătrimi. Eu mă rămas 3x pe 4. Da. Da? Deci ne interesează din rest. Și am calculat, din suma toată, am scăzut cât o cheltuiet. Da? Din toată suma, am cheltuit bucățica care a cheltuit-o. Și cât a rămas cu luna? 3x pe 4. Și acum, asupra acestui rest, acționează cu... 10%. Și 3x pe 4 ori 10 supra 100. E etapa când cheltuie a doua oară. Da. Deci a doua oară cheltuie 3x pe 4 ori, atenție, cheltuie, ori cât? Ori 10 pe 100 și egal cu... Simplificăm acolo. Da. Și egal cu 3x pe 40. 3x pe 40. Yes. 3x pe 40. Cheltuie. Din cât? Din 3x pe 4. Cheltuie da. Din ei. Și da. Ca să văd cât eu mai rămas. 3x pe 4 minus 3x pe 40. Așa. Deci, da. Deci, atenție, Mirona. Hai să luăm încă o dată. În prima etapă, cheltuie x pe 4. Da. Aflăm, după ce cheltuie, cât mai are împrejurare. Restul. Din sumă. Din sumă. Din suma toată. Câte? 3x pe 4. Din X, că am scăzut X pe 4 și 3X pe 4.
Eu puteam deodată să văd deodată că e 3x pe 3 pătrime, mai rămas. Bun. Acum, asupra sumei acesteia, scădem 3x pe 4. Adică acționează procentajul ăsta la cheltuit, deci cheltuie 10% din ce aveam buzunar a doua oară, nu? Cheltuie asta, cheltuie 3x pe 40. Ca să vedem cât eu mai rămas în buzunar, dacă eu cumpăram, nu știu ce, și-o dat de buzunar, eu mai rămas ceva. Da. Scădem din restul anterior. Minus 3x pe 40. Deci din 3x pe 4 scădem 3x. Așa. Deci restul 2, restul 2, al doilea rest, etapa 2. Descriem. 3x pe 4. 3x pe 4 minus 3x pe 40. 3x pe 40. Aducem la cea normală. Da, sigur, neapărat. Ridicăm cu 10. Da. Și face cât? 30x minus 3x pe 40. Pe 40. Și face? 27x pe 40. 27x pe 40 reprezintă restul acesta care are în buzunar. Și spune că acum cât este? 7,5. Vedeți? S-a modificat complet tărășenia. Nu mai am, datorită lui 10%, nu mai am 3x pe 8, ci 27x pe 40. Abia ăsta este 7,5, da? Așa trebuia gândit. Noi ne-am permis aici să facem 7,5, pentru că în clipa în care ziceam 3 pe 4x minus 3x pe 8, cât au cheltuie, dă tot 3x pe 8. Da? De tot 3x pe 8. Adică restul acela e tot 3x pe 8, ca și exact cu cât a cheltuit. Da? 3x pe 8, 3x pe 8. Înțeles. Și acum 7,5 și sigur e altă situație. Am insistat pe treaba asta pentru că autorul a mers cu 50% aici și de aceea ne-am permis să spunem aici egal 7,5 fără să mai calculăm nou rest. Da? Că e dat în două. Și dacă le-ai dat în două, cât o cheltuit, atât o rămas în rest. Da? 50%. A. Ce procent din suma a cheltuit prima dată? Ce procent din suma a cheltuit prima dată? Acum să vedem suma. Ne ducem până la capăt ca să egalăm aici. Facem problema noastră. Da. Așa. Revenim la problemă. Da. Unde avem aici? Nu? Acolo, da. Parcă era 3x pe 8. 3x pe 8 adi este egal cu cât? 3x pe 8, așa am văzut. Da, egal cu 7,5. Egal cu 7,5. Asta e problema. Da. Și 3... Ce zice mai? 8 egal cu 75 pe 10. Da. 8 egal cu 75 pe 10. De unde... Mai simplificăm, mă, dacă avem... Simplificăm... Da, 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 aici. Prin 5. Prin 5. Echivalent. 3x pe 8. Da, dacă se simplificăm prin 5, acolo e 15, domnul profesor, și de restul e 2. 15. Ce am spus? 75. Da? Și acum ar trebui vine o dată. 15. 15 pe 2. Corect. Da. Deci, nu am simplificăm prin 5, da, așa. Amplificăm a doua cu 4. Amplificăm cu 4 adică pentru ca să vină același lucru. Și echivalent cu, te rog să vă lăsați. Echivalent cu 3x. Supra 8 este egal cu 15 ori 4. Supra 8. Dar 8 nu mai primim, adică aceeași viitor. Deci 3x egal cu 4 ori 15. 4 ori 15, da. Adică 3x egal cu? 3x este egal cu 60. Da. De unde x este egal cu 60 împărțit la 3x egal cu 20. Da. Și 20, copii. Suma. Banii care au avut un buzunar inițial. Da, cu X am notat suma de la început. Deci, iată că am răspuns acum. La ce am răspuns? Că suma sau X-ul acela... Ce suma a avut inițial? A, P la B. Da? Deci, ce suma a avut inițial? Răspunsul. X egal cu 20. 20. Și la A, ce procent din suma a cheltuit prima dată? Ce procent din suma a cheltuit prima dată? Hmm. Păi ne uităm la formula noastră aici. Ai suma în 20 ori P
pe o altă. X egal cu 7,5 părți la... Pe, pe ăla știm? Nu. Ce procent la trebuie la fel, da? Păi 7,5 împărți la 20. Da, așa. Deci, și din nou produs, deci, și din 20, nu, din 7,5 scădem ăla și... Nu, 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 trebuie să te uiți foarte bine ăla de aici. Ăsta e N, procentul pe un noi cunoscut. Da, dar râul care? Râul, aici este problema. Dar râul e 7,5. Păi, 75 pe 100. 7,5 pe 1. Da. Păi, râul... Ia să văd. Hai, atenție aici. Că el cheltuie prima dată o pătrime. Că așa ne treabă, parcă după prima... Da, da, da. Ce procent din suma a cheltuit prima dată? Prima dată. Adică o pătrime aceea. Din toată suma o pătrime cât trebuie? 20 minus 75. Nu, mă. O pătrimi din 20, a patra parte din 20. Ai cât 20 în părți a 4? 5. Deci râul este 5. Și acum ne întoarcem și spunem, avem pe N egal cu cât? Pe N. Pe X. 20. Cam, cam formulă, da? Pe N egal. 1% nu știm. Pe U, pe la sută, pe la sută, semn de întrebare. Și R egal cu 5. Și R egal cu cât? Cu 5. 5. Foarte important. V-am spus, dacă voi descoperi secretul ăsta, nu avem niciodată emoții. Deci aceea e formula de bază. Da. După ea ne vom, vom vedea exact două semne cunoscute, a treia trebuie să o aflăm. Și zice Mati, te rog. Cu 20... Nu. Da, 20 ori pe suprafață. Da. Egal, egal cu 5. Da, simplificăm acolo. Simplificăm 100 cu 20. Corect. 100 cu 20. Și rămâne pe 5. Da. Rămâne 5. Și pui egal cu? Pe supra 5 egal cu 5. Pe supra 5, hai să scriu și eu așa. Pe supra 5 egal cu 5. Rezultă că pe? Pe este egal cu... 5 ori 5? 25. Sigur că da. Atunci la ce ajungă? Deci P egal cu 25. 25 la 100. Deci, practic, cheltuie o sfert mai mult. Dacă e 25, dacă e o pătrime... Nu-i 25, mai copii 25%. La 100. Dar am ajuns la ce ajungă. Puteam să forțăm mâna că 100% este toată suma și o pătrime 25%. Da. Deci, era ușor. Dar am lucrat ca să vă dați seama, oi, foarte bine. Ziceți-mi ce mai este acolo. 47 mai avem. Da? Problema 47. De data asta, de data asta, dragilor, parcă a fost mai bine la problemă. Da. Singura capcană, nu, să se insistăm. Singura capcană, foarte importantă. Acolo, cu 5 ăla, chiar cum a derutat roate. Deci 5-ul acela, atenție, nu numai la problema asta, vreau să spun la problema anterioară, aceea cu 7,5 a fost că capcana foarte mare. Pentru că autorul a zis că 50%. Da, să știți. Dacă el nu ne lua alt procent, voi dădeați tot cu 7,5 restul și dă-i drumul înainte. Dar restul al doilea, la restul al doilea, și restul al doilea înseamnă așa, din primul rest, scădem cât a cheltuit. Și după aceea obținem al doilea rest. Cel de-al doilea este restul care reprezintă 7,5. Corect. Da, da. Și asta cu 5-ul la asta, e nu, n-ar fi știut. Sigur, bănuiesc că vă duceați la R 7,5. Păi n-ați văzut? Miruna, nu mecanic, ci suntem pe problemă. Acum suntem atenți, înțelegem la fiecare enunț ce trebuie. Asta e formula, dar care R? Acesta de la cheltuit aici, la 1 pe 4. Deci pătrimea, 5-ul. Și avem procentajul de 20%, da? Și ne mai gândim și noi, după 20 de lei. 1 pe 4 a cheltuit. Cât a cheltuit? 5 lei, cât reprezintă 1 pe 4? O pătrime... E 20 de lei, cam acasă. Sigur că da. Deci, neapărat, la matematică tot timpul trebuie să corelăm. Tot timpul trebuie să corelăm cu partea practică. Exact.
Deci nu ne permitem să luăm mecanic. Că am înțeles ceva de la clasă, că adunăm, scădem acolo, nu știu ce. Nu, nu asta este. Când sunteți în clasă, când clasă e elementară și atunci se formează adevărata gândire. El, copilul se zice, le adunăm. Și mă zice, foarte bine. Îi scădem. Foarte bine. Dar nu-i rodul gândirii lui. Și de foarte multe ori la plesneală. Da. Și dacă el a dat răspunsul, gata, l-a acceptat. Dar fără să se intereseze, dar fără să ne interesăm dacă este rezultatul unui raționament al lui sănătos. Corect. Da? Așa deci de aceea suntem copiii s-au obișnuit să meargă, să spunem, la plesneală și dacă ține, dacă nu, asta e. Ce îți mai spune 47? Da. După o reducere de preț egală cu 8%... Atenție, Adi, atenție multă. Domnul profesor, opresc și pornesc din nou? Da, da, da.